Sărbătoare mare în satul Congaz, acolo unde duminică 18 august s-a deschis cel mai mare parc de distracții și divertisment, Găgăuzia Land. Evenimentul a adunat oameni din toate colțurile țării care au venit de la mic la mare să se bucure și să se distreze alături de cei apropiați. Potrivit organizatorilor, peste 50.000 de oameni au vizitat parcul în acea zi și asta în ciuda obstacolelor puse de autorități și pe care s-au plâns mai multe persoane care se îndreptau spre Congaz. Oamenii au scris pe rețele de socializare că poliția reține mașini și autobuze, dar cei care au ajuns acolo au avut parte de aventuri și experiențe de neuitat, dar și multe surprize, de la atracții, animatori veseli, concursuri captivante până la dulciuri, toate gratuite. La marea deschidere a participat bașcanul autonomiei Găgăuzii, Evgenia Guțul, care a tăiat panglica roșie alături de deputații blocului politic Victorie. Găgăuzii, zriți, legătoare! Sunteți pregătiți? Da! 5, 4, 3, 2, 1. Găgăuzia Land se declară deschis. Bașcanul Autonomiei Evgenia Guțul și-a exprimat recunoștința pentru efortul depus în realizarea unui proiect grandios pentru toți locuitorii Găgăuziei, Parcul de Distracții Găgăuzia Land. Bașcanul a subliniat că fiecare familie și copil trebuie să aibă parte de un viitor frumos și o copilărie fericită acasă, iar pentru acest lucru echipa sa va lucra în continuare, iar Parcul de Distracții va deveni un punct de atracție pentru întreaga țară. Acest proiect este destul de important. Este important deoarece copiii noștri să aibă un viitor frumos, prosper și fericit. Acest parc este construit pentru noi, pentru noi găgăuzii. Au fost depuse foarte multe eforturi pentru ca să rezistăm tuturor acțiunilor ilegale ale conducerii noastre, deoarece cu toții știți și ați fost martorii presiunii pe care o exercitau asupra construcției acestui proiect. Sunt foarte recunoscătoare fiecărui om care și-a depus munca sa în construcția acestui proiect. Liderul blocului politic Victorie, Ilan Șor, a declarat că nu și-a încălcat promisiunea față de poporul găgăuz și le-a dăruit cel mai mare parc de distracții pentru ca fiecare copil, dar și părinte, să poată trăi cele mai frumoase momente, iar Găgăuzia Land să devină rezultatul aspirației pentru un viitor mai bun. În pofida piedicilor puse de autorități, parcul va continua să fie dotat cu alte atracții distractive, a mai adăugat Ilan Șor. Многие не верили, смеялись, пошучивали, но я свое слово держу. Mulți nu credeau, râdeau și făceau glume, dar eu de cuvântul meu mă țin și noi am pornit construcția parcului. Cunoașteți cu ce piedici ne-am ciocnit, cunoașteți cât am luptat, cunoașteți cât am parcurs ca să ajungem la această zi. Încă mai mult de 10 de atracții sunt reținute la punctele de trecere a Moldovei, care nu pot ajunge în țara din cauza piedicilor Maiei Sandu, pentru că ea a atentat asupra copiilor. Dragi prieteni, cu acest parc noi vom demonstra că Moldova poate avea propriile proiecte frumoase, ale sale, naționale, nu europene, sau la care nu vor tăia panglica niște ambasadori, dar noi putem construi și să ne mândrim cu ceea ce facem în țara noastră. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, și deputații grupului parlamentar Victorie, Marina Tauber și Vasile Bolea, au vorbit despre obstacolele în calea implementării acestui proiect, dar și a altor, care însă au fost depășite prin muncă și lupta autorităților găgăuze. Mașina antidemocratică europeană este conectată. A fost o presiune din partea tuturor. Toate organele, autoritățile fiscale, poliția, SIS, tot ce este posibil, ecologia, totul au implicat. Și știți de ce se întâmplă asta? Toată lumea înțelege foarte bine. Conducerea noastră a Republicii nu a putut prezenta nimic să arate ce au făcut pentru oamenii obișnuiți în 4 ani. Și de aceea au mers în direcție opusă. Așa ca ceilalți nu au realizat absolut nimic, pentru că înainte avem alegeri.
alegerile. Потому что впереди у нас выборы. Показали всей стране, что можно жить в Молдове по-другому. Au arătat întregii țări că se poate trăi altfel în Moldova. Așa au făcut-o Orhei, Taraclia, Bălți. Acei oameni care aleg echipa de creatori trăiesc într-un mod complet diferit. Astăzi, multe regiuni ar trebui să se uite și să admire acele persoane care au făcut prima lor alegere. Toți cei care nu au crezut, aceasta este adevărul. Un alt cuvânt și promisiune care a fost îndeplinită de Ilan Șor. Și așa va fi curând în toată Moldova. A fost realizat proiectul promis în anul trecut, în timpul campaniei electorale. Ceea ce deosebește echipa blocului Victoria, echipa care include politicieni, nu este doar ceea ce spunem, ci și ceea ce facem printre altele. Aceasta este diferența noastră față de cei care sunt astăzi la putere. Încercăm să facem tot posibilul pentru a realiza visurile și aspirațiile cetățenilor noștri și mai presus de toate ale copiilor noștri. Deschiderea parcului Găgăuzia Land a fost planificată pentru prima zi a lunii iunie, iar acum a venit ziua mult așteptată. Vizitatorii au rămas extrem de încântați. Ei spun că au fost deosebit de impresionați de varietatea de atracții, de la leagăne, trambuline și tobogane, la un tren cu abur și un autodrom, toate absolut gratuit. Totul este superb, este minunat. Mulțumim mult organizatorilor! Concertul este frumos și distracțiile sunt extraordinare. Totul mi-a plăcut. Îmi place foarte mult. Sunt foarte multe atracții. Este foarte frumos și foarte mare. În ciuda tuturor obstacolelor, totuși a fost construit. Este o mare plăcere pentru copii. Copiii nu pot alege la ce atracții să meargă. Este foarte frumos. Toți cei care s-au distrat în parcul Găgăuzia Land au primit înghețată și alte delicii absolut gratuit. Pentru cei mici au fost pregătite 10 de atracții. Copiii s-au distrat la trenulețe, trambuline, leagăne, dar și la multe alte distracții extreme, ce i-a încărcat cu energie și bună dispoziție. Seara a culminat cu un spectaculos foc de artificii, iar pe scenă au urcat atât interpreți locali, cât și interpreți străini, ca Eva Simons și Mohombi. Ținem să menționăm că, în ciuda tuturor obstacolelor și piedicilor puse de autoritățile centrale, lucrările de construcție a parcului Găgăuzia Land au fost duse până la bun sfârșit. Proiectul de anvergură reprezintă promisiunea electorală a bașcanului Evgenia Guțul și este o contribuție semnificativă a lui Ilan Șor la dezvoltarea regiunii și a viitorului Moldovei. Lucrările au început fără întârziere, șantierul a fost înregistrat în septembrie 2023, iar deja în octombrie acestea erau în plină desfășurare. Zeci de utilaje și sute de muncitori au muncit în fiecare zi pentru a construi parcul, inspirat de proiectul de succes Orhei Land, care a găzduit deja peste 5 milioane de vizitatori pe parcursul celor 6 ani de când funcționează. Parcul este complet echipat cu felinare și iluminat decorativ, iar băncile sunt deja instalate. Parcul Găgăuzia Land este deschis în fiecare zi, de luni până duminică, de la ora 10:00 la 21:00.